Doamne, însoțește-l. Amin. Duhul lui Dumnezeu a fost peste noi în seriile acestea. Eu personal nu le-aș schimba pentru nimic în lume. Am început prin a mă defini pe mine ca un om care acum 42 de ani l-am văzut pe Domnul, care mi-a spus că mi-a iertat toate păcatele. Apoi ca omul care m-am vândut, adică m-am lăsat cumpărat de el, că am fost cumpărat cu un preț și nu mai sunt al meu. Și apoi ca un om căruia a început imediat să-i vorbească Domnul. Aceasta face parte din fenomenul profeției. Esența profeției e faptul că pot spune, mi-a vorbit Domnul. Iată ce mi-a vorbit Domnul. Și de 42 de ani eu trăiesc pentru că El îmi vorbește. Pentru că omul trăiește cu orice cuvânt care iese de la Dumnezeu. Dacă El îmi vorbește, eu trăiesc. Dacă nu-mi vorbește, eu mor. Vorbirea aceasta a luat și aspect de arătarea viitorului, când am început să vorbesc despre prăbușirea comunismului și despre Marea Uniunii Sovietice și alte lucruri pe care Dumnezeu mi le-a arătat ca să știu cum să mă pregătesc și să știu în ce direcții trebuie să mă duc eu. Că dacă nu știu unde merge Dumnezeu, nu știu unde să mă duc nici eu. Deci e necesar ca Dumnezeu să-mi arate dinainte, iată încotro merge lumea, du-te acolo. Pentru că am aceste daruri ale Duhului Sfânt, m-am definit ca un teolog baptist carismatic. Și aceasta am repetat-o de câteva ori joi seara. Când am trecut la mesaj, v-am arătat două lucruri. Unu, importanța cunoașterii lui Dumnezeu ca Sfântă Treime. Să-i vezi pe toți trei în relații și să știi că ei zic, vino între noi și lasă-te umplut de noi. Învață să trăiești în relații cu noi și apoi să duci aceste relații între ceilalți. Și al doilea v-am arătat cât de importantă este învățătura Domnului Iisus, în special predica de pe munte și predica de pe câmpie, pentru că Domnul Iisus spune, dacă vrei să venim la tine, să locuim în tine, trebuie să ai aceste cuvinte ale mele și să le faci. Cine are cuvintele mele și le face, acela mă iubește și noi vom veni să locuim în el. Dacă vrei să ai Sfânta Treime în tine, tu trebuie să ai rădăcinile înfipte în învățăturile Domnului Iisus și să trăiești după ele. Aseară am făcut ceva care la început mi-a fost frică, dar pentru că Duhul lui Dumnezeu m-a spus, asta trebuie să faci, m-am dus înainte. Să explic cum credincioșii, jucându-se cu păcatul, pot să ajungă să fie stăpâniți de duhurile păcatului, să fie goliți de Duhul lui Dumnezeu, că sunt umpluți de duhurile păcatelor, și să ajungă până unde spune Domnul Iisus că pentru că nu rămâi în mine și în cuvintele mele, tata te taie. Și am arătat că lucrul acesta se întâmplă și în bisericile baptiste și în bisericile pentecostale. Și sunt tot felul de teorii că lucrul acesta e imposibil. Cum eu, un om mântuit, un om unit cu Domnul Iisus, un om plin de Duhul Sfânt, să mai ajung sub stăpânirea celui rău?
Se poate. Domnul Iisus ne-o spune și apoi Apostolul Pavel și Apostolul Petru și aseară am adus toate scripturile prin care să vă conving că acesta e un fenomen prezent în adunările noastre unde oameni care s-au jucat cu păcatul, acum nu numai că sunt morți în păcat, ci sunt umpluți de duhurile păcatelor. Și e nevoie de o nouă iluminare, e vorba de o nouă trezire, de rupere cu păcatul, de spălare din nou în sângele Domnului Iisus, de eliberare de duhurile rele și de reumplere cu Duhul Sfânt. Acestea le-am dat aseară și apoi fratele Johnny a venit cu barosul și a luat aceste învățături și le-a aplicat și le-a aplicat și le-a aplicat și eu am văzut aseară o trezire spirituală aici. În atmosfera aceea, fratele a fost inspirat să zică, frate, Țion, ai nevoie de noi, ai nevoie de umbrela bisericii noastre. Asta e cuvântul meu. Noi avem două feluri de membri, membri în registru și membri scriși în cer. Și te vrem membru bisericii noastre, evident, nu în registru, ci între ea scriși în cer. Și eu am acceptat cu toată inima, pentru că am nevoie de asemenea biserici care să zică ești al nostru și noi îți dăm sprijinul nostru și protecția noastră în rugăciune. Întotdeauna când faci asemenea lucruri, sunt și oameni scumpi care te înțeleg greșit. Și a fost o soră scumpă aici, baptistă, care a spus, ni l-au furat penticostalii. Eu nu râd, eu plâng, că mă doare durerea ei. E o femeie care îl iubește pe fratele Țion și simte că îl au furat și nu știe unde l-a pus. Asta mi-a spus fratele Gianni. Deci vreau să-i asigur pe frații mei că eu sunt ceea ce am spus joi seara. Un pastor baptist carismatic, care are darurile Duhului Sfânt, care nu crede în cesaționism și care se scaldă în Duhul Sfânt, care e liber să exercite darurile lui în mine. Și din cauza aceasta, eu pot vorbi liber la pentecostali, pentru că nu există nicio barieră între noi, să zici, da, dar tu n-ai cu tare sau n-ai cu tare. Ce aveți, voi am și eu. Amin. Și din cauza aceasta ne putem asocia și atunci eu sunt un baptist penticostal. Dacă există așa baptopenticostal sau bapticostal. Eu nu m-am schimbat, ci doar las Duhului Dumnezeu să mă ducă înainte. Amin. Și seriile acestea l-am lăsat pe Duhul Sfânt să mă ducă înainte. Așa că vreau să-i asigur pe cei care m-au plâns, că m-au furat și nu știu unde m-au pus, să fie liniștiți că sunt, poate, de o lună jumate schimbat în sensul că am mai văzut o serie întreagă de lucruri care am refuzat să le văd înainte. Și în special,
problema stăpânirii credincioșilor de duhurile rele. Și lucrul acesta s-a făcut în mine, în special datorită faptului că fiica noastră, într-o stare de 3 ore de vorbă la telefon cu fratele Nelu Demeter, a fost vindecată de alergia la gluten și a fost eliberată și a fost umplută cu Duhul Sfânt și a trăit puterea lui Dumnezeu într-un mod incredibil. Soțul ei e medic și soțul ei știa că dacă în corpul ei intră o fărâmă de făină de grâu, aproape moare. El îi procura medicamente speciale împotriva durerii. Și acum el l-a trimis copilul, du-te și adă niște felii de pâine. Și i-a dat să mănânce. Și a mâncat și de atunci tot mănâncă. Și ce s-a întâmplat cel mai mult este că el s-a schimbat. El a trăit extraordinare transformări în viața lui prin ceea ce s-a întâmplat cu soția lui și cu fiica noastră. Deci Dumnezeu m-a împins înainte prin astea, mi-a deschis noi perspective sau mi-a dat curaj mai mult să spun, iată cine sunt eu, totalmente. Sper că putem continua, așa-i? Că nu există nicio barieră nici între noi și nici între mine și frații mei baptiști, care mă ascultă pe internet, care vor lua CD-urile, care vor citi pe diferite site-uri. Este vacarm. Sunt mulți care nu înțeleg. Sunt mulți care ne înfățișează ca monștri. Nu-i nimic. Întotdeauna a fost așa. În toate trezirile spirituale au fost și excese, au fost și manifestări mai ciudate. Nu există trezire spirituală fără așa ceva. Dușmanii trezirilor le văd numai pe acelea și le iau numai pe acelea și arată, uite în ce s-a băgat Iosif Țon. Și alea le tot repetă, uite ce s-a întâmplat. Dar nu e nimic. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Pentru că am porunca Domnului meu să mă rog pentru cei ce mă urăsc. Doamne, binecuvintează-i. Să vie și ei unde suntem noi. Amin. În seara aceasta mergem un pas mai departe. Și parcă e cald aici așa. Încep cu o istorie care până la urmă va fi istoria penticostalilor. Ca să înțelegem cine sunt și ce aș dori eu să se întâmple cu penticostalii. Iată tema principală acestei serii. Înainte de aceasta vom merge în istorie pe la 1640. Anglia era într-o stare de moarte spirituală. Era letargie, era lipsă de orizont. Și atunci s-a pocăit un preot anglican pe nume John Wesley. A venit Duhul lui Dumnezeu într-un mod special peste el și într-o lume în care totul era formalism și slujba era numai în biserică. El se scula în zori, se ducea
la gura minelor și minerii ascultau întâi o predică de o oră și după aia ce mergeau în mine. Și se ducea pe câmp și se adunau țăranii și predicile lui pe câmp, în locuri libere, scandalizau, pentru că oamenii, când auzeau și înțelegeau cuvântul, leșinau și rămâneau ca morți și strigau și plângeau. Și pentru domnii formaliști și decenți, pentru nobilimea engleză, asta era să te duci la pleavă și uite cum se manifestă, emoțional. Și pentru ei emoțional însemna cel mai de jos lucru. John Wesley a adus o învățătură nouă pe care vreau mult să o înțelegem. El s-a uitat la modul în care lucrează Duhul Sfânt. Amin. Modul în care lucrează El treptat într-un om. În primul rând, e această convertire spectaculară care aduce ruperea cu multe păcate. Dar nu cu toate. Pentru că oamenii sunt needucați și nici nu știu care sunt toate păcatele de care să se lepede. Nu există o transformare totală de la început. Și Duhul lui Dumnezeu te lasă o vreme cu limitările alea. Te lasă să te iubești așa și te conduce așa. Dar vine un moment când Duhul lui Dumnezeu îți luminează tot interiorul. Amin. Și îți arată, uite un domeniu care nu l-ai schimbat, poate alcoolul, uite vorbirea de rău, uite pornografia sau uite, și tu le vezi. Și Duhul lui Dumnezeu spune, leapădă-te de ele. Sunt domenii în viața ta în care tu ești plin de cel rău. Golește-te! Dacă vrei să te umplu eu, trebuie să te golești de toate acestea. Și pe vremea aceea i-au spus la această golire, i-au spus predare totală. Adică toate domeniile vieții în care până acum n-ai intrat, pe care acum, până acum nu le-au schimbat. Duhul Sfânt zice, acum e momentul, dă-mi-le mie toate. Renunțând la ele, indiferent cât te costă, indiferent cât pierzi. Și acest moment de golire, de predare totală, e însoțit de o nouă umplere cu Duhul Sfânt. Umplerea totală cu Duhul Sfânt. Și am mers cu un cuvânt mai departe, desăvârșire. Omul atunci când e umplut de Duhul Sfânt e desăvârșit. Și de acum trebuie să intri în școala desăvârșirii. Conform lui Filipeni, capitolul 3, noi toți citim cu atâta drag să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă fac asemenea suferințelor Lui și să ajung cu orice chip la învierea din morți. Dar noi nu citim mai departe. Eu n-am ajuns încă la desăvârșire, dar țelul meu e desăvârșirea. Alerg spre țintă, uitând ce e în urma mea, pentru că m-am făcut una cu Iisus, pentru că îl cunosc acum în plinătatea învierii Lui și în puterea învierii Lui, acum țelul meu este desăvârșirea. Și toți care suntem desăvârșiți, trebuie să gândim la fel. Și aici se pare o contradicție, că El tocmai a spus, nu cred că-s desăvârșit,
n-am ajuns desăvârșit, dar după aceea toți care suntem desăvârșiți trebuie să alergăm spre ținta desăvârșirii. Amin. De ce? Pentru că în clipa în care l-am cunoscut așa pe Domnul Iisus și am cunoscut puterea învierii Lui care e Duhul Sfânt și m-am făcut una cu El și în suferință și în moarte, acum eu trebuie să, în momentul ăla eu am fost făcut desăvârșit. Desăvârșire pe care acum eu trebuie să o duc până la capăt. Cum spune în 2 Corinteni 7:1, duceți-vă sfințirea până la capăt, cu frică și cu cutremur. Nu cumva să mă mai tragă cel rău înapoi de la sfințenie sau desăvârșire. Lucrurile acestea le-a formulat John Wesley. Wesleyanismul sau metodismul, cum mi-am mai spus, s-a răspândit ca focul în America și pe la 1850 până la 1900, focul mișcării de sfințire era fantastic. Ascultați bine, peste tot se adunau frații la stăruință. Era atâta stăruință pentru sfințire totală. Acesta era termenul. Să-mi arate Duhul Sfânt care mai sunt domeniile din viața mea care nu sfințite. Pentru că eu vreau sfințenie totală. Și pentru asta trebuie să fie golire totală, rupere totală de păcat și trebuie să vină plinătatea Duhului care înseamnă sfințirea vieții. Această mișcare a produs minuni extraordinare, treziri după treziri și fraților, unde începea o trezire, s-a văzut, minerii au văzut trezirea la măgarii din mine. Măgarii din mine erau obișnuiți ca minerii să-i înjure ca să pornească. Și minerii s-au pocăit și nu mai înjurau. Și măgarii nu mai porneau la drum. Ce s-a întâmplat cu stăpânii noștri că nu mai înjură? Și au trebuit să găsească alte metode ca să pornească măgare la drum. Au văzut imediat băcanii, proprietarii magazinelor alimentare, că veneau oameni și ziceau, domnule, într-o zi eu am furat cu tare sau cu tare lucru, sau nu ți-am plătit, sau poftim banii. Și toate întreprinderile experimentau asta. Oameni care veneau, domnule, eu în cutare zi te-am înșelat, poftim înapoi banii. Și creșmarii au dat faliment, pentru că nu mai aveau clienți. Întreaga societate, întreg orașul era schimbat. Se vedea asta de la măgarii din mine până la băcani și la creșmari, toți vedeau, toată societatea e schimbată. Voi vedeți unde e soluția la corupția din România? Acest fel de trezire ne trebuie, care să ducă la această transformare totală, încât să nu mai fie nevoie de atâtea lucruri ca să îi păzim pe oameni. Dar asta mai târziu. Deocamdată, vă rog, fiți atenți. La 1901, la
un seminar, un colegiu din orășelul Topeka, din statul Kansas, la un grup din acesta de stăruință pentru sfințenia vieții. În stăruința aceea, cineva a început să vorbească în limbi. Și după aceea s-a revărsat Duhul peste toți și toți au început să vorbească în limbi. Și de acolo s-a dus un student, de acolo s-a dus la Los Angeles și a început trezirea de la Azusa Street. Și în felul acesta s-a născut mișcarea penticostală. Frații mei, mișcarea penticostală este un holiness movement, o mișcare pentru sfințenia vieții. Toți istoricii recunosc că rădăcinile mișcării penticostale este în mișcarea de sfințenia vieții. Acum, a fost o mare tragedie când ideea aceasta a fost uitată. Și ne întrunim la stăruință numai ca să primim daruri. Mesajul meu, ca unul care crede în daruri, în toate darurile, mesajul meu este să ne întoarcem la rădăcinile noastre. Și să avem din nou stăruință pentru sfințenia vieții. Amin. Și stăruința să fie ca Duhul Sfânt să ne arate toate locurile unde încă nu suntem sfințiți. Amin. Și să toarne în noi atâta dorință după sfințire, încât când ne umple Duhul Sfânt și avem indiferent care semne, noi să zicem, de acum pasiunea mea e desăvârșirea sau ducerea sfințeniei până la capăt. Aceasta, dragii mei, dacă o aducem în bisericile penticostale din România, am revoluționat România. Pentru că 300 sau aproape 400 de mii de penticostale care ar fi în felul acesta streziți pentru sfințenie, și s-ar produce dintr-o dată minunea că toți pentecostalii sunt cunoscuți ca oameni sfinți la serviciu, în businessul lor. Dintr-o dată toată societatea românească ar zice, iată soluția pentru corupție. Să mergem toți acolo, să se întâmple cu noi același lucru, să intrăm în stăruință pentru curățire, pentru eliberare și acesta e elementul nou pe care îl introduc eu. Când ne trezim și vedem păcatele, ne dăm seama că noi am fost stăpâniți de duhurile acelor păcate și ne trebuie spălare de păcate, ne trebuie umplere cu Duhul Sfânt, ne trebuie eliberare și ne trebuie apoi această putere a Duhului Sfânt pentru viața de sfințenie. Acesta este mesajul fundamental pe care mi l-a dat Duhul Sfânt să vi-l spun, să vi-l aduc. Două împărății în conflict, împărăția celui rău și împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus ne-a adus imaginea aceasta. El ne-a văzut pe toți sub stăpânirea celui rău. El a venit să nimicească lucrările celui rău și să ne smulgă din robie și să ne aducă în libertatea fiilor lui Dumnezeu. Să ne aducă sub autoritatea lui Dumnezeu
Să-L iubim pe Dumnezeu și să fim pasionați să facem voia lui Dumnezeu. În această imagine intră în bisericile noastre și în viețile noastre compromisul cu păcatul. De ce intră? La unii pur și simplu pentru că iau toate lucrurile ușor, superficial. Nu e mare lucru. Dar cine poate fi sfânt? Dar toți suntem limitați. Toți greșim în multe feluri, nu? Și scuze de felul acesta. Alții sunt atrași de îmbogățire. E greu să reziști tentația cea mai mare de astăzi, să ajungem bogați. Pe orice cale, cu orice metode. Dacă mințim, dacă furăm, dacă înșelăm, să ajungem bogați. Alții, pur și simplu, sunt atrași de momeala lumii. Dar ești tânăr, ai și tu dreptul la puțină fericire, nu? Petrece-ți și tu, nu te închista acolo la pocăiți. Diavolul are diferite metode pe care, prin care să facă breșa. Să ajungi să zici, nu-i mare lucru. Și ce dacă? Ce-i păcatul? Până nu ajungem să înțelegem bine, bine ce-i păcatul, nu ne trezim. Ce-i păcatul? Diavolul este cea mai urâtă ființă din univers. El e atât de urât că dacă l-ai vedea, nu te-ai mai duce la el în veci. Dumnezeu e cea mai frumoasă ființă din univers. Psalmul 27 îmi spune că mă duc în casa lui ca să văd frumusețea lui Dumnezeu. Amin. Și eu mă duc la întâlnire dimineața să mă întâlnesc cu cea mai frumoasă ființă din univers și ființa asta care are darul de a crea frumosul. Și tot ce creează El e frumos, pentru că El e frumos. Amin. Trebuie să fii frumos ca să ai gustul frumosului și să creezi frumosul. Și mă duc la întâlnire cu această ființă, care e și Tatăl meu, și Mântuitorul meu, și prea iubitul inimii mele. Ce-i păcatul? Păcatul e să-l trădezi pe cel mai frumos din univers cu cel mai urât din univers. În Vechiul Testament, păcatul era numit prea curvie. Asta înseamnă adulter. Adulter și profeții îl descriau așa. În loc să fii credincios lui Dumnezeu, te duci și te culci cu Baalii. Păcat înseamnă să te culci cu diavolul. Păcatul este trădarea celei mai frumoase ființe pentru cea mai urâtă ființă. Și e foarte ciudat că sunt unii bărbați căsătoriți cu o fată, cu o femeie tare frumoasă și când comit adulter, te uiți cu cine? Cu una pentru care n-ai dat doi bani. Dar asta e urâțenia păcatului. Trădezi ce e frumos pentru ceea ce e urât. Păcatul e trădarea prea iubitului meu. Fiul lui Dumnezeu m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Ca să mă elibereze din păcat și și-a dat sângele ca să mă spele de păcat. Când eu mă duc înapoi la păcat, celui răstignit în locul meu îi spun, nu-mi pasă cât te-a costat curățenia mea. Mă duc înapoi
la murdărie. Păcatul este ca tu, o ființă spălată în sângele Domnului Iisus, o ființă pură, o ființă care e numai sfințenia lui Dumnezeu, zici, mă duc înapoi la noroi. Petru nu-i prea politicos când scrie că e ca o scroafă care s-a întors înapoi la noroi după ce ai spălat-o. Ăsta e păcatul. Să te întorci la noroi și să te tăvălești din nou în noroi. Ce-i păcatul? Păcat înseamnă că am în fața mea un duh rău, duhul de mânie, duhul de minciună, duhul de ceartă, duhul de furt, duhul de necinste. Și îi spun, mie îmi place de tine, mie îmi plac căile tale, că cu asta câștig, cu asta îmi merge bine. Și apostolul Pavel zice, când îl asculți, te dai lui. Îi spui, diavole, duhule a minciunii, te iubesc, de aceea spun minciuna. Păcat înseamnă să iubești un duh rău și să îi te dai lui. E un prilej dat diavolului, o platformă pe care o deschizi în tine pentru diavolul. Păcatul este deschiderea ființei tale, care e proprietatea lui Dumnezeu, să o dai din nou fostului stăpân. Ce-i păcatul? Păcatul e ca după ce ai intrat în casa lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu, să zici, mă plictisesc aici, aici n-am distracții, n-am antren, acolo în lume sunt distracțiile. Tată, la revedere, eu mă duc acolo. Păcatul e să risipești averea tatălui tău cu prostituatele, așa spune Domnul Iisus. Păcatul e drumul pe care te duci de la frumusețea casei tatălui la porci și la starea unde să invidiezi porcii. Ei măcar au roșcove. Eu n-am nici cât au porcii. Acesta e drumul final a unui copil al lui Dumnezeu care a părăsit casa tatălui. Și tata zice, acest fiu al meu era mort, era pierdut. Asta-i, Domnul Iisus spune pilda asta despre Dumnezeu și despre fiii lui Dumnezeu. Ce-i păcatul? Păcatul e drumul de la frumusețea casei lui Dumnezeu la turma de porci. Acesta e păcatul. Păcatul e să stai în lumea asta și să-ți spui copila lui Dumnezeu, dar tu să trăiești după îndemnurile diavolului. Păcatul e batjocorirea numelui lui Dumnezeu. Din pricina voastră, a pocăiților, este hulit numele lui Dumnezeu între lume. Păcatul e această grozăvie, să zici fiul al lui Dumnezeu, dar tu îi faci pe oameni să zică, uite ce face pocăitul. Și să blesteme
pe Dumnezeu. Dacă ăștia-s copiii lui Dumnezeu, nu-mi trebuie Dumnezeu. Așa să lumineze lumina voastră în mijlocul oamenilor, încât oamenii să-L vadă pe Dumnezeu în voi. Amin. Și să laude pe Dumnezeu că are asemenea copii. Amin. Asta înseamnă trăirea în sfințenie. Păcatul e să renunți la poziția aceasta de reprezentant al sfințeniei lui Dumnezeu în Timișoara și să devii oglinda celui rău în Timișoara. Pentru că ei vor vedea în tine faptele celui rău. Din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu în România. Nu te supăra că am spus-o, pentru că Duhul lui Dumnezeu vorbește în mine și pentru că m-a pus să definesc ce-i păcatul. Până când vă îngroziți ce-i păcatul, până nu realizăm cât de monstruos e păcatul, până nu ne dăm seama cât de catastrofal e păcatul, câte implicații are păcatul, de la faptul că îl insult pe Dumnezeu, regele regilor, și păcatul e trădarea majestății sale, regele, trădare cu dușmanul lui. Păcatul este trădarea iubitului meu pentru urâtul de diavolul. Păcatul-i pângărirea ființei mele după ce mi-a spălat-o Dumnezeu în sângele Fiului Său. Păcatul e insultarea lui Dumnezeu între oameni. Nu ne îngrozim de asta? Trezire însemnează să fii la porci și, cum zice Domnul Iisus, să-ți vii în fire. Asta e trezirea. Ce s-a întâmplat cu mine? Unde sunt? De ce sunt aici? De ce sunt la porci? De unde am venit aici? Am venit aici din cea mai frumoasă casă, din cel mai belșugat loc și am ajuns la murdăria porcilor și să invidiez porcii. Și a venit în fire, s-a trezit. Ce fac eu? Ce fac eu față de Dumnezeu, față de regele regilor, față de cea mai frumoasă ființă, față de cel ce m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine, față de sfințenia pe care mi-a dat-o eu, el, ce fac eu? În ce stare mă aflu eu? Pângărit din nou și încătușe din nou. Pentru că duhurile păcatelor au pus stăpânire pe noi. Când îți vii în fire, te scârbești de starea în care ești, te îngrozești de starea în care ești și stai atunci și zici, ce-am făcut? Mi-am mirosit partea de avere, eu nu mai sunt vrednic, eu nu mai am niciun drept. Nu mai am niciun drept. Dar tata e bun. Eu îi cunosc inima lui tata. Cândva, cu toate drepturile în casa lui tata, am zis, nu-i suficientă distracție în casa lui tata. În lume e distracția. Am disprețuit
frumusețea și belșugul din casa lui tata. Și am ajuns aici. Nu mai am niciun drept să mă întorc acolo. Eu n-am decât o sânda, pentru că după lege, orice fiu care și-a dezonorat tata trebuie ucis prin pietre, lovit cu pietre până moare. Mă voi scula, mă voi duce la tata și îi voi spune, nu sunt vrednic, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, n-am niciun drept. Dar ascultă-mă, dacă mă angajezi ca sclav în casa ta, ești tot în casa ta. Îl dorești tu așa din nou pe Dumnezeu? Și dacă sclav, des în casa Lui. Așa de mult urăsc lumea, încât și dacă mă primește numai acolo, în poziția de rob, de sclav, sunt în rai. Aceasta e atitudinea fiului risipitor. Când tata lui l-a văzut de departe și a alergat în întâmpinarea lui, a alergat în întâmpinarea lui nu cumva să-l vedă întâi sătenii, pentru că sătenii imediat l-ar fi ucis cu pietre. Și a alergat, e al meu, e al meu, e fiul meu. E fiul meu care a fost mort, dar a înviat, a fost pierdut, dar s-a aflat. Aduceți-mi haina de fiu. Hai să-l îmbăiem, hai să-l spălăm și să-l îmbrăcăm în haină de fiu. Dați drumul la muzici, pentru că e bucurie în cer de un singur păcătos care se întoarce așa decât de 1000 de pocăiți care n-au nevoie de iertare. Bucuria lui Dumnezeu e când există acest fel de întoarcere la El. Absolut total. Domnul Iisus a mai ilustrat lucrul acesta cu fariseul care s-a dus în templu să se laude lui Dumnezeu cât e El de bun. Și alături un vameș care stătea într-un colț, își bătea pieptul după metoda orientală de jale. La jale îți bați pieptul. Ai milă de mine, păcătos. Nu sunt vrednic de nimic. N-am absolut, absolut nimic. Apoi David zice, nu-mi face după dreptatea ta. Dacă aplici dreptatea, eu sunt pierdut. Tratează-mă după bunătatea ta. Dacă mă tratezi cu bunătatea ta, am șansă să trăiesc. Să vii, să te vezi așa că nu e absolut nicio vrednicie în tine. N-ai niciun merit. Nu poți să te recomanzi lui Dumnezeu și să vezi, Doamne, uite ce sunt. Și să vii și să zici, nu am nici un merit. Și asta, nu numai odată, ci în fiecare dimineață, să-mi aduc aminte că trebuie să mă duc la Tata prin Domnul Iisus. Asta înseamnă, prin Domnul Iisus înseamnă prin jertfa Lui. Înseamnă, Tată, eu n-am niciun drept, dar dacă viu prin jertfa Domnului Iisus, jertfa aceea mă spală și astăzi. Și eu viu prin Domnul Iisus și trecând prin Domnul Iisus, sunt curat. Amin.
Și în fiecare zi, eu nu mă duc să zic, viu pentru că ieri am fost grozav. Pentru că ieri, uite ce am făcut. Nu! Pocăința e o stare, un mod de viață, un mod de a mă vedea. Întotdeauna am nevoie să viu prin jertfa Domnului Iisus, să fiu din nou curățat, pentru că atunci în fiecare zi tata mi-aduce aminte, vezi cât mă costă spălarea ta? Nu te mai pângări, nu te mai murdări, rămâi curat. Eu te-am spălat, mi-am dat fiul pentru tine, pentru că vreau un copil curat. Și ceea ce vrea Dumnezeu e să stârnească în mine întâi de toate ura față de păcat, așa cum vi l-am descris, până îl urâți să nu-l mai vedeți, dar în același timp, pentru că îl iubesc pe tata, să iubesc puritatea, să iubesc curăția, să iubesc sfințenia, să iubesc desăvârșirea, să iubesc ce El și să fiu ca El. Și cu toată ființa mea, când mă uit la El, să zic, doresc să fiu ca Tine. Și, Doamne, dacă mă umpli de Duhul Tău cel Sfânt, Duhul Tău cel Sfânt e Duhul Sfințeniei. Și dacă Duhul Tău e putere, dacă Duhul Tău vine și sfarmă stânci, mă face să zbor, Duhul Sfânt vine înainte de toate să-mi dea capacitatea să fiu curat. Mâine la serviciu să nu mai mint, să nu mai înșel, să nu mai fur, să nu mă mai cert cu soția sau cu soțul sau cu copiii, să fiu pasionat pentru puritate, pentru că așa ești Tu. Și orice pângărire a mea te costă pe Tine moartea fiului Tău în locul meu. A venit la Dumnezeu așa, cu pasiunea de sfințenie, cu dorința de curăție și de a zice, Doamne, știu că voi pierde, știu că s-ar putea chiar să mi se dea, să fiu dat afară de șeful, că nu mai fac, ce zice el, corupția lui. Știu, dar mai bine mor decât să mă mai pângăresc. Este în tine atâta dorință de sfințenie, încât să zici, pierd orice. Nu mă mai interesează milioanele, nu mă mai interesează nici sutele. Mă interesează numai să știu că Tu zici, în Tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Întâlnirea mea cu Dumnezeu e întâlnirea cu cea mai frumoasă persoană din lume. Și dacă El e cea mai frumoasă persoană din lume, și dacă El vrea să fiu curat cum e El curat, atunci ceea ce vrea El trebuie să fie dorința mea supremă. Să-i fac plăcere, să se uite la mine mâine, poimâine și să zică, așa îmi place cum ești acum. Acum îmi faci plăcere. Și gândul acesta să înceapă să mă domine, să-i fac plăcere prea iubitului meu. Să fiu în așa fel, să mă comport în așa fel, încât iubitului meu să-i facă plăcere, să-i placă de felul cum sunt și de felul cum mă comport. Dacă îl iubesc pe Dumnezeu cu toată inima și cu toată ființa, asta înseamnă. Să îi fac plăcere,
să fiu felul de om care mă vrea El, să ascult de îndrumările Lui și să fiu așa cum mă vrea El. Aceasta e trezirea spirituală. Trezirea spirituală e să-mi văd starea, să urăsc păcatul, să abandonez păcatul și ca fiul risipitor să mă întorc înapoi la Tată. Dar să nu rămân la atâta, să învăț acum cum să trăiesc în ochii lui Tata ca să-i fac plăcere. Pasiunea mea cea mai mare de acum trebuie să fie plăcerea lui Tata. Dorința aceasta ca oriunde mă duc plin de Duhul Sfânt și de putere, nu pot zice că nu pot, pentru că sunt plin de Duhul Sfânt și de putere, plin de Duhul Sfânt și de putere pentru a zice nu păcatului, pentru a trăi după voia lui Dumnezeu. Plin de Duhul Sfânt însemnează că am această pasiune pentru sfințenie, pentru că prea iubitul meu mă dorește așa. Și dintr-o dată, dacă mii de oameni vor fi așa, îndrăgostiți de Dumnezeu, îndrăgostiți de sfințenie, pasionați să facă voia lui Dumnezeu, voi știți ce se întâmplă? Voi știți ce s-ar întâmpla cu România? Atunci se întâmplă minunea în România. Băgați de seamă, e important să știm să ne închinăm lui Dumnezeu. E important să creăm atmosferă sfântă în adunare. Dar produsul acesteia trebuie să fie pasiunea pentru sfințenie. A venit odată un tânăr la mine să-mi spună că au făcut un grup de închinare și ar vrea să facă un turneu, nu-i sponsorizez eu, prin societatea misionară, și a spus, ascultă, verifică conținutul cântărilor voastre, verifică modul în care îi conduceți în rugăciune și apoi să-mi spui, la sfârșitul unei seri de închinare, vor merge copiii aceia acasă să zică, tată și mamă, îmi pare rău că până acum am fost rebel, îmi pare rău că nu v-am ascultat, acum sunt pasionat să-i plac Domnului, în închinarea aceasta m-am dăruit Domnului. Și acum nu mai vreau altceva decât să-i fiu plăcut și să încep cu dumneavoastră, să vă fiu plăcut dumneavoastră. Ce părere ai va produce concertul vostru astfel de reacție? Nu cred. Nu cred. Atunci nu vă sponsorizez. Pentru că eu nu vă sponsorizez să faceți un concert care stârnește numai rebeliune. Frați care sunteți cu muzica și cu închinarea, trebuie să vă gândiți ce produce închinarea aceea. Nu numai extaz, care e foarte important. E foarte important să ne deschidem prezenței lui Dumnezeu. Dar dincolo de asta, când ies din starea asta, sunt eu acum pasionat pentru viață curată? Sunt eu pasionat să mă împac cu părinții, să mă împac cu colegii? Sunt eu pasionat ca tot să vadă pe Domnul Iisus în mine? Produsul final, aceea e ceea ce trebuie să domine închinarea noastră. Și noi trebuie să luăm asta și să zicem, cum o pot lucra asta? Pentru că închinarea noastră trebuie să ne facă oameni care acum dorim să se facă voia lui Tata în noi. Amin. Și să-i fim plăcuți lui Tata. Amin. Aceasta este pasiunea
pentru sfințenie. Să fii nebun după sfințenie. Să fii nebun după sfințenie. Să zici, nu vreau nimic altceva decât aceasta. Pavel i-a spus, ori sfințenie, ori desăvârșire. Celul meu e ceea ce mi-a spus Domnul Iisus, voi să fiți desăvârșiți cum Tata-i desăvârșit. Și eu, frați și surori, n-am ajuns încă acolo, zice Pavel, dar uit ce a fost până acum. Nu mai stau acolo, știu că am greșit, știu că am făcut ce nu trebuia, dar uit aia, acum am acest cel, sfințenia, desăvârșirea. Și încă o dată, dacă zici că nu se poate, adu-ți aminte ce a învățat Petru. Aruncă mreaja acolo, că dacă o arunci, și dacă tu zici că nu-s pește acolo, eu am grijă să vină pești. Vino pe ape, pășește pe apă, că eu spun și apei să te țină. Ia pâinile alea, cinci, și hrănește 5.000 de oameni. Tu ascultă-mă, pornește la drum. Și vei vedea că pâinile nu se termină. Când tu mă asculți, când eu îți dau o poruncă, eu am grijă să se și împlinească. Amin. Voi să fiți desăvârșiți cum Tata vostru e desăvârșit. Amin. Dar cine poate? Eu pot. Când eu vă dau porunca și dacă voi vreți, dacă voi vă pasionați acum să mă ascultați, veți vedea că dacă vă faceți din desăvârșire pasiunea vieții voastre, eu vă dau toată puterea lui Dumnezeu la dispoziție prin plinătatea Duhului Sfânt. Fă din Duhul Sfânt pasiunea pentru desăvârșire și sfințenie. Fă din Duhul Sfânt Duhul care te face să urăști păcatul și să fii pasionat să-i faci cinste lui Dumnezeu. Și fă Duhul Sfânt persoana din tine care te va face să trăiești în așa fel încât toți cei din jurul tău să zică, uite ce copii are Dumnezeu. Așa-s copiii lui Dumnezeu și vrem să fim și noi așa. Frații mei, ceea ce doresc eu e să revenim la post și rugăciune pentru sfințirea vieții. Acolo a pornit, de acolo a pornit mișcarea penticostală. Când noi postim să ne vedem toate păcatele, când noi postim să căpătăm puterea, să ne lepădăm de ele și să ne lepădăm de duhurile acelor păcate, să ne eliberăm. Și când noi venim înapoi la umplerea cu Duhul Sfânt, dacă El decide să ne dea limbi, ne dă limbi. Dacă El decide să ne dea minuni, ne dă minuni. Și noi suntem deschiși la aceasta. Dar țelul nostru numărul unu e sfințenia. Aleluia. Țelul nostru numărul unu e desăvârșirea. Aleluia. Țelul nostru e să-i facem cinste lui Dumnezeu. Amin. În locul unde trăim. Amin. Limbile, minunile, semnele ne încurajează, ne duc mai aproape de El, ne fac să simțim mai puternic umplerea Lui. Da, dar pentru ce? Ca să trăim în sfințenie, ca să trăim separați de lume. Totul, totului tot trebuie să vină aici, la aceasta. Ui ce e în urma mea și țelul meu e sfințenia, țelul meu e desăvârșirea. Toți trebuie să gândim așa, zice Apostolul Pavel. Să cerem o nouă ploaie cu Duhul Sfânt. Amin. Dar să o cerem ca să ne sfințească și să ne împuternicească pentru desăvârșire și sfințenie. Amin. Celul să ne fie acesta.
Oh, e grozav să fii plin de Duhul Sfânt. E grozav să simți pe Dumnezeu în tine. E grozav să simți că toată puterea lui Dumnezeu e la dispoziția ta. Pentru ce? Pentru ca să nu mai mint, ca să nu mai înșel, ca să nu mă mai pătez, ca să nu mă mai dau celui rău, ca să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, să fiu un copil care seamănă cu Tatăl lui. O, Duhule Sfânt, coboară în felul acesta în România, coboară în felul acesta și pe penticostal și pe baptiști, și pe creștini după Evanghelie, și pe ortodoxi. Sfințește, Doamne, România, umplând-o de Duhul Sfânt și de pasiunea pentru sfințenie. O, Doamne, o, Doamne, mi-ai dat dorința aceasta să mai văd o trezire în România. Și acum mi-ai dat și mesajul acesta prin care am arătat ce însemnează aceasta. Te-am onorat spunând ceea ce mi-ai spus să spun. Am cinstit numele Tău. Te-am făcut cunoscut în acest mod, fraților mei. Acum, Doamne, Tu iei lucrul acesta și lucrează Tu cu el. Tu mi-ai spus că niciun cuvânt care iese de la Tine nu e fără putere, ci cuvântul Tău va împlini planul Tău. Eu cred că mesajul acesta este planul Tău pentru România. Eu l-am rostit. Acum Tu prin Duhul Sfânt îl împlinești. Și eu îți mulțumesc că pe mine nevrednicul m-ai ales să-l transmit. N-am nici un merit. Sunt uimit că m-ai ales pe mine să transmit un asemenea mesaj. Lauda-i toată a Ta, cinstea-i a Ta, mesajul a fost al Tău, puterea-i a Ta și slava-i a Ta. În numele Domnului Iisus și prin puterea Duhului Sfânt. Amin. V-am vorbit de minunile care s-au întâmplat la Europa Liberă, mesajele care mi le-a dat Dumnezeu pentru România atunci. Este un volum intitulat Mesaje transmise la BBC și la Europa Liberă. O carte mare acolo pe masă. E extrem de bogată pentru că acolo găsiți predicile profetice. Predicile în care mă adresam României sub comunism și dădeam speranță pentru libertate. Sunt în cartea aceea. Tot acolo sunt mesajele de la BBC. BBC-ul mi-a cerut să fac tot felul de subiecte și ca un fel de enciclopedie de persoane și de teme. Deci volumul acela vi-l recomand cu mare căldură. Predicile de la Europa Liberă au răsunat în toată țara și au adus lumină. Un ciclu, luam un subiect și îl duceam 2-3 luni, un subiect pe care l-am tratat în vreo 2 luni a fost ceea spiritualitate, adică viața spirituală cu Dumnezeu. Și după aceea un alt ciclu, caracterul creștin. Ce înseamnă să ai un caracter cristic? Spiritualitate și caracter cristic. Acest volum, deci, vi-l recomand de asemenea, dintre predicile care au luminat atunci poporul român. Ele acum capătă o viață nouă prin carte. Și cei care nu le-au putut asculta atunci, le pot asculta acum. Tot acolo, tot din la Europa Liberă, e volumul Viața de Familie. A fost un ciclu de predici despre viața de familie
Când am început să-l scriu, m-am verificat cu scumpa mea soție și ea a zis, dar eu văd lucrurile puțin altfel ca soție. Și atunci am zis, ce-ar fi ca tu să scrii partea ta? Eu spun partea mea ca bărbat și tu spui partea ta ca femeie. Și așa ciclul acela n-a mai fost predici de Iosif Țon, ci a fost predici de Iosif Țon și Elisabeta Țon. Și de aceea autori sunt acolo Elisabeta Țon și Iosif Țon. Viața de familie văzută personal din experiența noastră. Acum, când Dumnezeu mi-a spus, te duci înapoi în România, din Anglia, eu știam că s-ar putea să fiu ucis aici. Știam în orice caz că îmi risc viața. Și 9 ani de zile cât am trăit în anii aceia, 72-81, am trăit tot timpul sub umbra amenințării cu moartea. Și nu odată a trebuit să mă duc cu scumpa mea soție să ne punem din nou pe altar și să zicem, Doamne, dacă mâine ne omoară, amin. Dar de ce? Dacă ne omoară, ce câștigi tu din asta? Ce lucrează Dumnezeu prin martirajul copiilor lui? A devenit o meditație permanentă a mea. Și am și spus unui securist, arma dumitale supremă e uciderea. Arma mea supremă e moartea. Uite cum lucrează asta. Predicile mele sunt pe casete, pe benzi, în toată țara. Când mă împuști, eu le stropesc cu sângele meu. Toți cei ce au o predică de-a mea, o iau atunci și zic, Domnule, să o ascult din nou, că cel care a predicat-o a plătit-o cu viața. Și dintr-o dată predicile mele vor vorbi de 10 ori mai puternic decât înainte. De fapt, eu voi cuceri țara aceasta pentru Dumnezeu din cauza că mă omori, după ce mă omori. Dă-i drumul. Am cremenit, mi-a spus, așteaptă puțin aici, s-a dus și a raportat la șef și șeful i-a fi spus ceva că a venit înapoi și foarte calm a zis, du-te acasă. Nu m-au omorât pentru că și-au dat seama că nu ei câștigă atunci. Dar, vedeți, Dumnezeu m-a făcut să înțeleg că și martirajul e un instrument al lui Dumnezeu. Acum, dacă mâine apare un lider mondial care zice, dacă nu mă închinați mie, pieriți. Ce vei face? Te vei închina? Dar de ce v-a lăsat Dumnezeu atunci ca cei credincioși să fie uciși? Ce va realiza Dumnezeu prin asta? Pentru toate acestea, eu am scris o carte mare, 500 de pagini. Suferință, martiraj și răsplătire în cer. Ele merg împreună, suferința, martirajul și răsplătirea în cer. Cartea aceasta a devenit înainte de toate manual pentru cei ce merg pe câmpul de misiune. Acolo îți riști viața. Și la școlile de misiune, acum li se spune, întâi trebuie să înveți valoarea martirajului din cartea aceasta ca să fii pregătit să fie ucis pe câmpul de misiune. Mulți misionari, după ce au trecut prin cartea aceasta, mi-au spus, acum nu mă mai tem. Și dacă mă vor ucide, știu de ce mă ucid. E în planul lui Dumnezeu și aceasta. Deci vă recomand să studiați cartea aceasta în vederea
persecuției. Niciodată nu poți zice, nu va mai fi așa ceva. Trebuie să ne pregătim pentru asta. Cu vreo 25 de ani în urmă, un ziarist mare, renumit la Chicago, Lee Strobel, evreu, a avut surpriza că nevasta lui s-a pocăit. S-a înfuriat și a zis, domnule, dar nu termină odată cineva cu acest Iisus? Am să mă apuc eu să cercetez și am să desființez eu creștinismul. Și a cercetat până când l-a găsit pe Domnul Iisus, că e viu și e real, și a scris o carte intitulată Pledoarie pentru Iisus. A devenit bestseller, s-a vândut milioane. După aceea a luat și a scris a doua carte, Pledoarie pentru credința creștină, iarăși bestseller. Acum a scris a treia, Pledoarie pentru Creator. Dovezi științifice care arată că nu se poate fără un creator. Și asta tocmai a ieșit de la tipar, așa că vă arăt pe aceasta. În general, pentru tineri, pentru cei care caută dovezi, există în America un indian și a făcut studiile în America și a rămas acolo ca misionar pentru universitățile americane. Îl cheamă Ravi Zaharia. Fratele Liviu Părsi, care e acum conducătorul societății noastre misionare, a decis ca toate cărțile lui Ravi Zaharia să fie în românește. Și în 2 ani de zile a tradus vreo 12. Toate sunt în românește. Cea care o am în mână se numește Strigătele Inimii. Este una, poate un om trăi fără Dumnezeu, este una despre viața de familie. Cărțile lui Ravi Zaharia sunt pentru tinerii intelectuali care vor mai multă hrană spirituală. Vă spun toate acestea și fac încă un apel la tineret. Televizorul și acum internetul ne blochează mintea să nu mai citim cartea. Cartea e mai importantă decât celelalte. Cuvântul scris e de cea mai mare importanță. Nu lăsați ca diavolul să vă ia dorința după o carte bună. Dezvoltați-vă dorința de a citi o carte bună. E hrană pentru minte și pentru suflet și pentru inimă și pentru caracter. Încă o seară a fost binecuvântată de prezența Duhului Sfânt și de copleșitoarea Lui putere și dragoste. Slăvit să fie El. Amin. Amin.